italiană romană. Acesta, referindu-se tocmai la această pericopă evanghelică, numește 8 gânduri ale răutății care pot încolți în sufletul nostru al omului. Și aș vrea să-mi dați voie să le citesc. Primul gând este lăcomia. După aceea este desfrânarea. După aceea este trândăvie. După aceea este lene. Al cincilea gând este întristare. Al șaptelea iubirea de argint sau de bani. Al șaptelea mândria și al optelea slava de șansă. Iată, vedem ultimile două gânduri, cele pe care le întâlnim la acest fariseu. Era cuprins de aceste două gânduri, de mândrie și de slava de șartă. Ce este mândria? Și ce este slava de șartă? Sunt două întrebări care ni le punem firesc acum. Mândria, spune biserica noastră, apare atunci când omul vrea să arate să se arate pe sine mai bun decât ceilalți. Dumnezeu dă talanții și Dumnezeu trebuie să aprecieze. Noi nu avem dreptul să ne mândrim. Dacă Dumnezeu ne-a dat talanții, atunci să-i dăm slavă lui Dumnezeu și atât. Pentru că noi în această viață ne pregătim pentru examenul vieții. Pentru întâlnirea cu Mântuitorul Hristos. La judecata particulară și mai apoi la cea universală. Oare în această lume este vreun examen la care ne ascultăm noi? Nu ne ascultă profesorii? Să lăsăm pe Dumnezeu să ne asculte și să ne judece. Și să ne apreciem. Nu să ne apreciem noi. Aceasta este mândria. Și din mândrie, bineînțeles, apare trufia. Sfântul Ioan Gură de Aur, referindu-se la mândrie, spune următoarea frază. Omul mâncat de trufie este dintre tot acela care se cunoaște mai puțin pe sine. Deci omul acela nu se cunoaște pe sine. După aceea urmează, din mândrie, urmează slava de șarte. Această slavă este când cineva nu numai că se înaltă pe sine deasupra tuturor și se laudă pe sine, se dorește să fie lăudat de ceilalți și slăvit. Deci iată unde duce acest păcat al mândriei. Și biserica noastră numește păcatul acesta al mândriei și al slavei de șarte, căderea de sus. Pare un pleonat. Dar s-a înălțat cineva prin faptele sale și după aceea cade dintr-o dată datorită mândriei. Pierde tot absolut. Cum a pierdut și acest fariseu din pericopa noastră de astăzi. Ca și concluzie, este bine să luăm ca exemplu, nu faptele vameșului, ci smerenia vameșului. Fiecare dintre noi greșim într-un mod sau altul, mai grav sau mai puțin grav. În momentul în care venim la Dumnezeu, fie la templu, așa, la biserică, așa cum au făcut-o cei doi, să-i aducem slavă lui Dumnezeu, să nu cumva să ne ispitească diavolul, să începem să ne lăudăm cu faptele noastre. Și în permanență să ne aducem aminte de pericopa aceasta. Și să ne zmerim precum a făcut-o vameșul. Mulțumim, Doamne, îți mulțumesc, Doamne, și iartă-mă pe mine păcătos. Rugăciunea minții, Doamne, Sfântul Iisus, Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătos.
clar. Este extraordinar. Dacă în permanență o rostim, atunci nu avem cum să devenim mândri, nu avem cum să devenim, să ajungem la slava deșartă, pentru că un om care ajunge în starea aceasta este un nefericit. Pentru că nu va întâlni la tot pasul oameni să-l laude și să vorbească despre valoarea lui. Și atunci el, sărăcuțul, se va întrista, va fi un nefericit în permanent. Nu-și va găsi liniștea. Și peste toate, bineînțeles, că își va pierde și mântuirea. Să-L rugăm pe Dumnezeu ca să ne întărească în credință și să ne ferească în permanență de smerenia, dar mai ales de slava deșartă. Amin. Să treci, Părinte, Doamne! Yeah.